La sfârșitul săptămânii trecute în Baia Mare s-au desfășurat două competiții importante din calendarul intern al Federației Române de Orientare, respectiva a doua etapă din cadrul Campionatului Național de Sprint Urban și Campionatul Național de Semimaraton. Competiția a fost organizată de FRO în parteneriat cu CS Știința Electrosistem Baia Mare și a reunit la start circa 150 de sportivi de la majoritatea cluburilor de profil din România. A doua etapă din cadrul campionatului național de sprint urban s-a desfășurat în centrul vechi din Baia Mare, cu startul din curtea Colegiului Național Gheorghe Șincai și sosirea pe platoul din centrul vechi. Traseele nu au fost foarte grele tehnic, însă foarte rapide, ceea ce a dus la rezultate strânse în multe dintre categoriile de concurs. Primii clasați au primit puncte, ce se contabilizează în clasamentul final al probei de sprint urban și au fost premiați în paralel de către clubul organizator cu cupa Electrosistem. A doua zi se a cea mai lungă și solicitantă probă din întreg anul competițional, proba de maraton, unde trasele au ajuns să măsoare chiar și 17 km, cum a fost în cazul categoriei de lită băieți. Competiția s-a derulat în zona cărbunari, care se pretează foarte bine la curse de anduranță, cu o pădure în general alergabilă și care nu are foarte multă diferență de nivel. Categoriile de 16 ani și peste au fost răsplătite de către FRO cu medalii și tricouri de campion. Categoriile de copii junior și open au fost premiate cu Cupa Știința.